Înainte de acest clip, vreau să vă spun că am început un parteneriat cu cei de la eneba.com. Practic, pentru cei care nu știu ce este Eneba, este un site unde poți să-ți cumperi jocuri mult mai ieftin decât prețul de pe piață. Cum ar fi aici, avem Dead by Daylight de la 20 de euro, este numai la 5,50 euro. Avem poți să-ți cumperi chestii de pe Fortnite, niște skin-uri, dacă nu vrei să bagi banii în Fortnite, să dai mai mult, poți să-ți bagi de pe Eneba. Plătește aici. Avem The Crew, avem mai multe jocuri, avem și pentru extrem de multe platforme, pentru Xbox, avem aici jocuri pentru Xbox, cum ar fi Forza Horizon 4, de la 60 de euro la 30 de euro, adică 50% reducere. Mai avem Dragon Ball, Watch Dogs 2, avem și pentru, au și pentru PlayStation. Dar cum și aveți și pentru Fortnite pe PlayStation, dacă vreți să cumpărați un skin plus niște V-Bucks, zic că se merită. Văd că aveți și Nintendo aici cu jocuri. Nu știu, nu am avut Nintendo în viața mea. Mai avem și software-ul. Hai, că am vorbit. Practic, poți să-ți cumperi Wallpaper Engine, Adobe Creator, Watchdog, nu știu ce e asta, ceva antivirus, Avast, poți să-ți mai iei, VoiceBot, multe, multe lucruri. Bineînțeles că avem și pentru calculator, cum să ne avem noi pentru calculator. Avem aici Steam-ul, Origin, Uplay, Epic Games, GOG, nu știu ce e GOG, Battle.net, jocuri și altele, probabil pentru de jocuri cum ar fi Minecraft. Da, poate vă lua și Minecraft mai ieftin aici. Practic, ca să aveți o reducere mai mare, plus reducerile astea de până la jumate de preț, mai aveți o reducere cadou, 3% discount cu codul Molinaro, puteți să-l folosiți, o să vă și arăt cum să-l folosiți. Alegeți aici, alegeți plata aici, Google Play, cardul, PayPal sau Paysafe sau NeoSurf, sau portofelul de pe Neva, poți să bagi banii în Neva și să plătești de acolo. Dați pe aveți cod de reducere și scrieți Molinaro cu litere mari. Aplică și puteți observa că s-au scos 58 de cenți și aveți mult mai ieftin jocul și dacă vă înregistrați de pe link-ul din descriere primiți 1 euro cadou în contul de pe Neva. Deci încă o reducere plus la asta de pe site și noi ne vedem în următorul clip. Salut și bine am găsit la un nou blog de canal astăzi de jucăm Minecraft. Facem o nouă serie de Skyblock, ceva Infinity, nu știu ce cu harta asta. Știi chestiile de pe aici, ceva... ce aici? Kit, what? Era să plecăm fără kit, am înțeles. Băi, și pantaloni am? Nu am pantaloni, apare. Ce chestie asta? Ancient debris. Ok, aici e startul. Hai să luăm și chestiile extra. N-am înțeles nimic. Dăm pe start. Practic, mapa asta se bazează pe mai multe insule și ceva, cum se numește, niște cărți și de să le completezi și după când ai la 5-a carte, ai terminat tot asta. Și mi-e chiar chestia asta. Da, ci că kit, dar mai avem aici un kit, ok. Asta e gardenul de pe insulă. Nu o să spuneți acum pentru că mică o să cadă de pe insulă. Bun, aș face niște loc aici. Aș apuca să... Deci e ancient debrisul ăsta. Ce-i drept nu se sparge, o fi bedrock. Cred că primul dată aș merge pe insula aia. Pentru că îmi pare interesantă insula. Mergem aici, nu știu unde să-l pun, asta e faza. Ba, e blocat acolo. Perfect, o să facem un topor. Și facem și o lăpățică pentru a face totul pe aici. Luăm din lemn. Bă, dar văd că lemnul se sparge mai ușor decât pe orice, pe survival, normal. Avem și obsidian în partea aia, probabil că o să ajungem și pe în Nether. Ăsta nu se spare.
Ok. Asta e foarte ciudat. Asta o pot sparge? Am și mâncare aici. Aș lua mai puțin de pe aici. Ok, era să cad, era să mor, să pierd totul. S-ar putea ca Ancient Debris-ul ăla să fie, de fapt, Bedrock. S-ar putea chestia asta, n-am de unde să știu, dar... Cred că asta e. A, nu, 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 nu e Bedrock, cu Bedrock-ul e în partea asta. Dacă știi ce Ancient ăsta, să-mi scrii și mie în comentarii, că n-am auzit în viața mea de chestia asta, că acum am mai stat și aici plutitoare. Nu spargem pe aici, să nu cad. Mă, dacă facem încă o dată, o să ajungem jos. Facem... Facem asta de apă mai întâi. Apoi infinit acum. Și în partea asta... Ar trebui, cred că, mai sus sau mai jos? Nu știu cum se face port... Se face asta. Imediat căutăm cum să facem. Nu, aparent. Partea asta să vină lava pe care o să punem de la început. Punem și în partea asta și aici. Merge. Dar nu m-am gândit să fac și un târnăcop să putem mina până la urmă. Asta ar fi și ideea. Craftăm aici. Bun, o să luăm puțin pentru că... Mi-e frică să nu cad. Luăm câteva ca să ajungem pe insula aia. Undeva, cred că la 12 ar trebui. Sau... Nu știu câte se facă să-mi ajungă să ajung pe insula aia. Asta e faza. Băi, dar tot intră în lava aia și mă enervează. Perfect, hai încă o dată. Mamă, ce era să mă duc. Mă sperie și acum ca bălsănul ăsta. Perfect. Unde am pus noi ăsta? În 24 oare ne ajung? Sper să ne ajungă. Oricum mai bine și ajungem partea aia. Mai bine. Deci o să las niște chestii ce că nu vreau să cad în apă. Ci că în apă, în lavă. Nu fac e pe normal. Bun, ajungem imediat pe insula asta. Așa. Ne vedem ce găsim aici. Bă, că... Avem încă o bucată de lava, hai să o luăm. Am de niște iron. Și diamante, deci... Avem la diamante acum. Facem căsuță din diamante. Să merg încetişor spre insula noastră. Și voi face acum un târnăcop de piatră pentru a putea lua iron-ul, pentru că după ce luăm iron-ul, putem să luăm și la diamantele. Așa, am luat 3. Mă duc să le pun. Mamă, ce, am crezut că o să cadă imediat în void. Oare e Keep Inventory?
Dar știi ce nu avem noi? Cuptor. Hai încă două bucăți. Perfect. Un așa. Unde să punem? Noi să-l punem aici. Vă că mi se cam dus puțin din spate și noapte. Și faza e că noi n-avem cu ce să ne apărăm de noapte. Decât să mergem să luăm repede căul. Să facem niște torțe, că după dacă se spawnează mobi. Lasă mai bine să spawnăm acum niște torțe. Aici. Chiar dacă aici nu prea ne trebuie, că avem lava aia. Uite ce interesant de chestia. Chestii noi. Așa, băgăm peste tot. Am și gold, numai că nu putem să luăm. Întrebare. Oare cât de diamante avem noi pe aici? De până acum avem 4, clar. Ideea e proastă. Cred că facem cumva, o să luăm mai mult iron. Îl punem la făcut, ne luăm și niște găleți. Să ne asigurăm că luăm toată lava de aici și nu murim. Așa, perfect. Cred că până acum s-a făcut și ironul pe care îl avem la făcut. Da, s-a făcut. Perfect. Am și pe ăsta. Am și spargem celelalte lucruri. Bă, dar oare n-ai ști căulul ăla? Am avut și acolo căul. Mă, dar unele sunt foarte îndepărtate insulele astea. Bun, noroc că am găsit un apropiatul. Vedem pe sus ce avem. Nimic dacă am dat niște iron, observ. Deci văd că fiecare insula e că tot tematică, cred. Adică așa îmi dau seama, adică insula aia clar e cu ciuperci. Aia e insula singuratică. Aia e, nu știu ce, aia e de la Brad. Ăla e ceva obsidian, cred. Acolo este un mic sătuc. Acolo cred că e o fărtăreață, ca așa îmi pare. Sau ceva chinezărie. Chestia aici, cred că e cea mai mare insulă. Așa pare, cel puțin. Am ajuns aici, perfect. Punem niște torțe aici, că nu se spawneze niciun mob. Nu m-am deloc. Ar fi bine să luăm toate chestiile de prin, toate resursele de pe insulă. Bă, n-avem nevoie de armură. Bine că m-am dus capul să mă duc și în partea aia să iau armura asta. Da, e foarte rață, da? N-am cu ce. Ia niște lemn aici. Facem niște găletușe. Și mai să luăm lava de lângă diamante, să le putem lua. L-am luat deja. Ok, atât de repede. Bă, de apă n-avem nevoie, că avem sursă infinită de apă. Deci... da. Bun, n-am dat tot copacul ăla. Nu o să ai chestia de acolo, că mică stric toată chestia. Așa, mai facem încă două găleți. Să le punem în chest, că n-avem noi nevoie de ele. Și nici de asta n-am nevoie. Așa, cred că asta putem să-l spargem acum. Așa, l-am luat. A, cred că o să facem trade-uri.
că o să ne trebuiască, că dacă mergem la nebuni de aia care fac trade-uri, n-avem cu ce să facem trade decât cu emeralde. De aici. Mă băgăm aici la colecția noastră. Cred că o să las și să bag niște gărlezi de lavă, că am auzit că astea țin foarte mult. Cred că în următorul clip o să mergem și pe alte insule. Cred că pe fiecare clip o să mergem în câte o insulă nouă. Ups, era să mă duc acolo. Și le să spune și pe ce insulă ați vrea să mergem în următorul clip, pe care dintre ele... Câte insule ori fi? A, sunt 27 de insule, am descoperit, 26. Bine, nu știu dacă insulele alea sunt și fără... Asta. Așa, până și l-a făcut puțin. Niște cartofi. Așa. Unde este ăla? Acum are să se căutăm, că ne-a spart capul ăsta. Campfire. Perfect. Păi, dar care e de la pe care pui carne l-a făcut? A, asta e. O, văd că în curând termină toate chestiile alea. Mai facem două găletușe. O să mergem acum să le luăm pe ultimele. Poate până atunci se prăjește carnea. Deci de undeva de sus curge. Opa, aici. De ce nu se duce nimic? Nu se duce totul de pe aici? Hei. Așa, acum putem lua diamantele în siguranță. Să avem grijă în partea asta. Bun, o să fac un turn acop sau cred că o să le păstrez mai bine. Iu, am luat foc. Da, le punem aici. Vă colegă les de lavă la greu acum. Mâncăm. Dar cam atât, dacă ești clip, nu uitați de un like, un share, un subscribe dacă mai aveți clipuri cu Skyblock și noi ne vedem în următorul clip. Baftă!